Senzorii de fum din spital s-au declanșat într-un laborator de analize de la etajul 2. O lampă din plafon, care funcționează cu un bec neon, s-a supraîncălzit și a început să scoată fum. Un angajat a observat totul și a sunat la 112. La fața locului au fost trimise mai multe autospeciale, iar între timp, toți oamenii aflați la etaj au fost evacuați. Nu știu nimic. S-a auzit alarmă și a fost evacuat. Tot a fost cu calacarte și am ieșit afară. Vi s-a recomandat să părăsiți clădirea? Da. Deci pentru siguranță sunt îngrijorați, vedeți? Păi normal, sunt îngrijorați. De. Coincidență sau nu, tot un neon a fost de vină și pentru incidentul petrecut în luna octombrie. Incendiul s-a manifestat doar la nivelul unei clădiri și doar la nivelul lămpii. Neon a fumat un laborator, nu sunt victime, incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. Sunt niște neoane de tip vechi. N-am avut de unde să știm că e o problemă cu ele ca și produse. Sper ca până mâine să putem primi un inventar de nevoi la nivelul înlocuirii tuturor lămpilor, cel puțin de genul acesta pe care spitalul de copii îl are. Au fost evacuați de la nivelul etajului 2 datorită degajării de fum, nu pentru că era vorba de flacără directă sau de foc deschis în saloanele respective. După aproximativ 30 de minute, timp în care pompierii s-au asigurat că nu există niciun pericol, bolnavii au putut să revină în saloane. În cauză se va întocmi dosar penal pentru distrugere din culpă. În urmă cu 3 luni, 10 de adulți și pacienți de la pediatrie au fost evacuați după ce un neon din bucătăria spitalului a luat foc și întreaga încăpere s-a umplut de fum.